veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Cea de-a 12-a lecție, mijloacele Harului. Harul ispășitor care ne-a fost pus la îndemână în Domnul Iisus Hristos, nu doar că a rezolvat trecutul nostru și ne-a născut din nou, dar după derularea acestui eveniment ne pregătește un mediu propice dezvoltării vieții spirituale spre maturitate, spre ajungerea la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Căci Domnul Iisus a venit ca înainte mergător, ca să ajungem și noi unde este El, dar totodată El este cel întâi născut între mai mulți frați și Dumnezeu vrea ca toți să ajungă la maturitatea Domnului Hristos. Haideți să citim împreună un pasaj foarte reprezentativ din Efeseni, capitolul 4, unde Apostolul Pavel scrie acestei biserici, începând cu versetul 7. Dar fiecare din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis asu Iisus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, și despre acești slujitori ai harului vom vorbi într-o lecție viitoare, dar de la versetul 12 prezintă scopul lucrării harului. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine, închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Le-am numit mijloacele Harului pentru că de ele beneficiem datorită Harului. În mod special, așa cum anticipam, vom vorbi despre rugăciune și despre Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament rugăciunea nu putea să fie asociată decât cu jertfa, oamenii se rugau cu ocazia altarelor care le ridicau și acolo chemau numele Domnului. Ori noi am învățat că jertfa aceea era doar o umbră a adevărurilor reale și rugăciunea din Noul Testament, adevărați închinători în duh și în adevăr, sunt primiți în numele Domnului Hristos. El este chiar mijlocitorul pentru noi. El a învățat pe ucenici cum să se roage. Rugăciunea, oricât ar fi de bine pusă la punct, oricât ar înfrumuseța îngerii și ar prezenta înaintea lui Dumnezeu, n-ar putea fi primită și n-ar avea valoare dacă n-ar fi Domnul Hristos. Rugăciunea noastră își găsește valoarea prin El. Cât despre cuvânt, cuvântul prezintă pe El. Dacă nu ar fi Hristos prezentat în Scripturi, ce seci ar fi Scripturile? Ar fi o carte care ar prezenta creația, istoria evreilor și alte câteva secvențe din Antichitate. Deci, noi când vorbim despre cuvânt, îl numim tot o metodă a Harului, dobândit prin Hristos, pentru că El este cuvântul. Pe de altă parte, vreau să observăm că Dumnezeu a pregătit aceste metode ținând cont de specificul ființei umane. De exemplu, oamenii în plan profesional au nevoie de educație, în plan social au nevoie de comunicare. Oamenii au sentimente, se manifestă. Ori mijloacele Harului vin să rezolve chiar aceste nevoi, vin să folosească chiar aceste aptitudini. Noi simțim nevoia să comunicăm. Rugăciunea rezolvă nevoia de comunicare. Noi avem minte și omul simte nevoia să învețe, să acumuleze, să știe. Dumnezeu care a pregătit cuvântul
ne-a dotat cu o minte unde să fie înmagazinat cuvântul. Dumnezeu care a pregătit mijloacele Harului prin darurile Duhului Sfânt în mod special, a avut în vedere exact pasiunea umană pentru lucrări spirituale, unele chiar supranaturale. Pentru că Dumnezeu în tot ceea ce face, face exact ceea ce este normal, ceea ce este potrivit pentru om. Și în Vechiul Testament, în cazul evreilor, Dumnezeu i-a învățat, Dumnezeu i-a încercat că oamenii au nevoie și de latura aceasta a probelor. Toate sunt aranjate în așa fel încât noi, potrivit cu specificul naturii umane, să ne putem dezvolta și să ajungem la statura plinătății. Doamne, ajută-ne! Haideți să și intrăm în cele două subcapitole a rugăciunii și cuvântului ca mijloace ale relației Dumnezeu-om, cum se obișnuiește să se și spună în mod repetat că la rugăciune noi vorbim lui Dumnezeu, iar când se predică, Dumnezeu ne vorbește nouă. Asta cu preponderență, dar și la rugăciune Dumnezeu ne poate vorbi nouă. Și când abordăm cuvântul, noi putem să ne manifestăm dialogând cu Dumnezeu prin întrebările noastre, de exemplu, și El vine cu răspunsurile Lui. Vreau să amintesc doar câteva lucruri despre rugăciune. Voi enumera elementele bine cunoscute și recunoscute ale rugăciunii. În primul rând, adorare, laudă. Când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, recunoaștem cine este și îl slăvim. Lucrul acesta îl fac și cei care sunt în cer. Iată ce scrie în Apocalipsa capitolul 4. Și pe parcurs ce vom nota aceste lucruri, cred că ar fi bine să ne facem și o verificare proprie. Dacă în rugăciunea noastră și dacă în relația cu cuvântul avem aceste lucruri, iar dacă nu, să ne îmbunătățim purtarea. Iată ce spuneau cei din cer. Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Deci cei din cer proclamau divinitatea lui Dumnezeu și admirând universul creat și lucrările în derulare, găseau cuvinte de slavă, de apreciere la adresa lui Dumnezeu. Și noi între oameni, dacă vreți, aspectul acesta, îl socotim normal. Dacă ai un soț bun, o soție bună, niște copii buni sau ori altcineva, este corect să-l apreciezi, să vezi ceea ce face. Este normal și binevenit. Apoi, în rugăciune noi ne mărturisim, căci după ce exprimăm cine este Dumnezeu, trebuie să ne prezentăm, să spunem de fapt cine suntem noi. Iată ce spune în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și versetul 7. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Mărturisirea dă valoare părtășiei. Doi oameni care au lucruri ascunse și se sabotează reciproc nu pot să aibă o bună părtășie, ei se suspectează. Dar când fiecare se confesează și spune de fapt cine este, ce a făcut, îl recâștigă pe celălalt. Ori Dumnezeu ne cunoaște și este total nepotrivit, puțin spus, să ne prezentăm înaintea Lui și să nu spunem de fapt cine suntem și ce am făcut. Apoi, și acesta este unul din motivele care îi provoacă pe oameni la rugăciune, noi avem nevoie de cerere, căci Dumnezeu este posesorul tuturor lucrurilor. Și câte nu venim noi să cerem lui Dumnezeu? În plan spiritual, material, individual, colectiv. Și Domnul spunea în Matei 7:7, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. O cerere cu insistență, repetată, și dacă ținem cont de
pilda acelui om care s-a dus noaptea la prietenul său și a insistat să-i dea câteva pâini, trebuie să cerem concret, așa după cum îi place Domnului, ne uităm să spunem în final: Doamne, eu aș vrea, dar Tu știi mai bine ce am eu nevoie. Că Domnul, când ne-a învățat pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, a zis: Tatăl vostru știe de ce aveți voi trebuință. Dar noi cerem, că și copiii uneori ne cer după mintea lor, nu? Și noi le dăm după mintea noastră și posibilități. La Dumnezeu nu se pune problema asta. El are posibilități absolute, totale. După ce i-am cerut, este logic să-i mulțumim, chiar înainte de a primi ce i-am cerut. Căci dacă noi credem, suntem stăpâni pe lucrurile care le-am cerut. Și mulțumirea ocupă un loc binecuvântat în rugăciunile sfinților. Eu citesc din Efeseni, capitolul 5, versetul 20, unde se arată că mulțumirea trebuie să se întindă ca o pânză peste toate lucrurile care se coboară de la Dumnezeu. Să nu fie nimic descoperit. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Totdeauna asta cuprinde tot timpul și pentru toate, acoperă tot spațiul. Și pânza aceasta trebuie să aibă, dacă vreți să spunem așa, un chenar de jur împrejur, pe care să fie scris numele Domnului Iisus. Prin El mulțumim, căci prin El le-am dobândit, slăvit să fie El. Și un ultim element al rugăciunii: noi avem lângă noi oameni dragi și dacă nu ne sunt încă, trebuie să ajungem cu dragoste de frați la iubirea de oameni. Și nu putem să cerem numai pentru noi și pe ei să-i pierdem din vedere. Noi trebuie să mijlocim, ba chiar este un păcat, spunea Samuel la bătrânețe, să te rogi uitând să te rogi pentru alții. Iată ce spune în 2 Timotei capitolul 1, referitor la capitolul mijlocire în dreptul celorlalți. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărași și pentru toți ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. De altfel, nici n-am putea să fim noi singuri fericiți și toți ceilalți nefericiți. Suntem determinați de mediul din jur. De aceea și rugăciunea trebuie să fie colectivă. Ne rugăm pentru noi, pentru toată biserica și pentru toți oamenii. Așadar, iată ordinea aceasta după o anumită logică, zis așa. Mai întâi în rugăciune îl adorăm pe Dumnezeu, apoi ne mărturisim, venim cu cererile noastre, urmate de mulțumiri și fără să pierdem din vedere mijlocirile necesare în viața de rugăciune pentru cei din jur. Vreau să amintesc acum câteva noțiuni legate de disciplina rugăciunii. Rugăciunea este adresată lui Dumnezeu Tatăl în numele Fiului și este subvenționată într-o bună parte de Duhul Sfânt. Evident, este dusă și a dus răspunsul de îngeri. Deci, Domnul Hristos ne-a învățat foarte clar că pentru toate trebuie să ne adresăm Tatălui în numele Fiului, beneficiind de aportul Duhului Sfânt. Alte confesiuni religioase se roagă, după cum știți, și la Maria, și la Sfinți. S-a preluat ideea de îngeri și au fost considerați zei în alte religii de-a lungul istoriei. Oamenii s-au rugat și lor, dar singurul care rămâne și căruia trebuie să ne adresăm este Dumnezeu Tatăl. Iată ce scrie în Efeseni, capitolul 2, versetul 18. Căci prin El, adică prin Domnul Iisus, și unii și alții, și evreii și neamurile, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Aceasta este
procedura în rugăciune. La Dumnezeu ne prezentăm, de la El primim. Adaug și Filipeni 4, un cuvânt foarte bogat, versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumire. Deci, absolut pentru toate lucrurile trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl. Nu doar pentru lucruri mari, de aceea rugăciunea își are locul foarte frecvent, că noi avem nevoie de atâtea și atâtea lucruri. Iar în primul rând de o păstrare a relației noastre cu Tatăl, căci cu El am fost împăcați. Și acum e un har că beneficiem de împăcare și putem comunica cu El. Și mai adaug din Iacov 1 un aspect esențial legat de procedura rugăciunii. 1 cu 5 și 6. Dacă vreunuia din voi lipsește înțelepciunea, și ea este cel mai mare dar, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Deci, nu mai este nevoie de altă îmbunătățire. În numele Domnului Hristos ne putem prezenta într-un mod atot suficient înaintea lui Dumnezeu. Iar Duhul face o mijlocire suficientă pentru ca noi să cerem și să primim. De aceea ar trebui să fim mai siguri în rugăciunile noastre, mult mai încrezători, căci nu avem un mare preot care să n-aibă în vedere starea noastră și nu avem în vedere un Dumnezeu rău care să nu ne dea ce-i cerem. Căci Mântuitorul a spus că dacă noi, ca părinți, dacă suntem răi, când copiii ne cer ceva, sentimentul patern nu te lasă să nu-i bagi în seamă. Și faci ce poți și le dai. Dar Dumnezeu nu ne dă? Ne dă. De aceea, în rugăciune, când stăm, să stăm cu credință ca în fața unui Dumnezeu bun și mare. Să stăm în fața Lui beneficiind de cea mai mare favoare, căci ne prezentăm în numele Domnului Hristos. Și avem cel mai puternic suport. Duhul mijlocește împreună cu noi rugăciunile noastre. Ce ar putea să fie mai înălțător decât atât? Nici dacă ar face îngerii toți din cer o solicitare specială, n-ar cântări, n-ar valora cât valorează procedura aceasta sfântă. Cât privește orarul rugăciunii, Biblia ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Evident, asta nu înseamnă că poți de acum să vorbești într-una cu Dumnezeu, să nu-ți mai faci treaba sau să nu comunici cu oamenii. Dar vreau să spun că în orice moment să fii gata să te rogi, în orice situație, să poți apelezi la Dumnezeu. Domnul Hristos se ruga de cuzori. Psalmistul în Vechiul Testament, în mod special Psalmul 19, descrie pasiunea lui de dimineață pentru rugăciune. Și cred că aveți experiență ce înseamnă să pornești o zi cu rugăciune sau să demarezi fără rugăciune. Vine ispita și dacă nu te-ai rugat, de regulă cazi. Dar rugăciunea nu doar că îți conferă putere în fața problemelor de peste zi, dar îți dă pace. Imaginați-vă că ești departe de cineva drag și n-ai vorbit la telefon de multe zile. Te pot cuprinde frământări, îngrijorări, ce o fi, ce face. Și dacă zici, dimineața m-a sunat. Parcă ești liniștit chiar dacă nu-i lângă tine. Dacă câteva cuvinte în funcție de timp, dacă se poate mai multe, foarte bine. Ai comunicat cu Dumnezeu. Parcă, efectiv, nu că ieri nu i le-ai predat lui, dar i le mai pasezi odată și el îți dă din nou
o stare de liniște. Dar ca să ne putem ruga cât mai frecvent, cred că este bine să avem un orar al rugăciunilor noastre. În Biblie, dacă veți citi, de exemplu, în Faptele Apostolilor, unul dintre apostoli, dintre cei care au zis că vor stărui necurmat în rugăciune și propovăduirea cuvântului, Petru, avea ceasurile lui de rugăciune, fixe și la biserică și acasă. De exemplu, în 3:1, scrie despre un moment în care ei știau că atunci sunt la biserică și se roagă. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Încercați să nu ratați momentele de rugăciune stabilite de la biserică. Dar fixați-vă și acasă. Tot în Fapte scrie, tot despre Petru, în 10:9, astfel. A doua zi, când erau pe drum, trimișul lui Corneliu, și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al 6-lea. Și Sfinții Noului Testament au preluat un obicei bun a unora din Vechiul Testament. Amintiți-vă de profetul Daniel, pe care Biblia îl prezintă în cartea sa, în capitolul 6, versetul 10, ca unul care de 3 ori pe zi avea momente de rugăciune și laudă în mod constant înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu-ți faci orar, te grămădesc problemele, vin avalanșă lucrurile, că lucrul nu se mai gata. Unii cred că atunci când ies la pensie, punct, dar și atunci sunt alte probleme, fiindcă avem familie, avem copii și nepoți. De aceea, găsiți-vă un orar nimerit. Cei care, de exemplu, merg la școală, începe școala săptămâna viitoare, poate dimineața, când vă întoarceți, și seara. Care merg la servici, poate că mai puțin pot să se roage acolo. Ei, după ce vin acasă, de-abia poate prind un moment mai plin de rugăciune. De aceea, repet, trebuie împletite aceste două laturi, rugăciunea de aici, și unii chiar nu pot acasă să beneficieze de un timp special de rugăciune. Îmi spunea un frate, când intru să mă rog, cine este necredincios în familie, mă deranjează. Numai că mă deranjează, că mă întrerupe, dar mă provoacă. De aceea, cel puțin timpul de la adunare folosiți-l din plin și cât se poate acasă. Găsiți-vă refugiu sub o formă sau alta în acea odăiță sfântă și Dumnezeu să vă asculte rugăciunile. Amin. Rămânând la aceeași idee, sau cel puțin apropiată, Domnul spunea să ne rugăm în odăiță, dar de asemenea se pune preț pe rugăciunea colectivă. Voi citi din Fapte 1:14, toți aceștia, e vorba de ucenicii rămași, credincioși Domnului, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Este de o deosebită valoare rugăciunea colectivă, dar unor oameni care sunt uniți. Domnul spunea, dacă doi se unesc, doar să fie împreună, ne putem aduna 1000 de oameni și să fim unii într-o partidă, ceilalți sunt altă partidă, nu este o stare bine primită înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în adunare, trebuie să fie părtășie, iubire, ca rugăciunile să aibă valoare, să aibă greutate. Dar, oricum, rugăciunea este primită în orice loc, dar să fie în duh și în adevăr, cu mâini curate, ridicate. Fiindcă, dacă este important să ținem cont de aceste aspecte ale disciplinei rugăciunii, de exemplu, este binevenit să ne închinăm pe genunchi. Împăratul Solomon s-a pus în fața națiunii, 1 Împărați 8:54, cu mâini ridicate spre cer. O consider cea mai oficială și solemnă poziție în rugăciune. Poți să te pleci cu fața la pământ, a făcut și Mântuitorul așa, tot El a zis că poți să stai în picioare când te rogi, dar dacă aceste lucruri nu sunt lipsite de importanță, pentru că uneori ne vom ruga poate în șoaptă, ne putem ruga și mergând într-un mijloc de transport, în șoaptă, dar nu te poți ruga să strigi acolo și conturi pe toți. Dar poate în odăiță sau în adunare, când este o posibilitate de genul acesta, poți să strigi cu lacrimi înaintea Domnului, nu te oprește nimeni. Dacă toate acestea contează, nu vreau să pierdem din vedere că rugăciunea
trebuie să se facă într-o bună relație cu Domnul și într-o bună relație cu Cel de lângă noi. Iar dacă nu avem, mai întâi trebuie în rugăciune să rezolvăm aceste două relații. De aceea am vorbit despre mărturisire. De aceea Domnul spunea să ne cerem iertare, dacă este cazul, pentru ca să avem acces, să avem răspuns și să avem putere în rugăciune. Hai să citim din Isaia 59, primele două versete. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă. Deci, Dumnezeu și poate și dispus. Cine nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Deci, ar vrea, dar noi îi punem piedici. Și înțeleptul spunea în Cartea Proverbelor, capitolul 28, versetul 9, dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Plastic, aș spune astfel. Dumnezeu notează cine a rugat noi dimineața de la 9 la 10. Și zice un înger, ține numai lista acei, că vreau să văd cum ascultă el până la ora 12. Și în urmă îți spun cât aprob din ea. Dacă cineva își întoarce urechea să n-asculte legea, rugăciunea lui este o scârbă. Adică la ora 12, în cazul nostru luat, Dumnezeu va spune, poftim. El îmi cere să-i facă asta și asta și eu i-am spus ce să facă spre bine lui, poate chiar să se rezolve problema lui și nu mă bag în seamă. Nu este mai deranjant ca și cum nu te-ai ruga? Ba da. Deci, întotdeauna putem să ne verificăm chiar relația noastră cu Domnul prin prisma ascultării rugăciunilor sau mai exact a răspunsurilor care ne vin. Chiar dacă întârzie uneori, cum a fost cazul lui Daniel, dar a venit îngerul să-l lămurească și a adus evidența la zi, spunându-i, atunci ți-a fost ascultată rugăciunea, dar iată piedica care a fost pusă din partea unei forțe a văzduhului. Dacă nu vă ascultă Dumnezeu în rugăciune, verificați ce se întâmplă, analizați problema. Iar cât privește relația cu cei de lângă noi, citesc în Matei 5, versetele 23 și 24. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul. Fiindcă altfel nu este primit. Asta în primul rând, vizând relațiile de biserică, dar ținând cont că la evrei toată națiunea erau fratele lor și relațiile de societate, intră tot aici. Iar cât privește relațiile de familie, 1 Petru 3 cu 7. Aici, în mod special, se adresează bărbaților. Purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Nu te porți frumos? Dumnezeu se autosesizează, chiar dacă soția nu reclamă, și te ține în așteptare până când îți rezolvi problema. Notezi că în Scripturi avem oameni deosebiți ai rugăciunii. Amintiți-vă de un Samuel din Vechiul Testament. Și dacă vă face plăcere, amintiți-vă sau citiți de câte ori s-a rugat omul acesta și ce rezolvări a avut prin rugăciune. Biruință împotriva filistenilor, lumină de la Domnul să știe ce oameni să pună în slujbă și bătrânețea lui, chiar când a ieșit la pensie, când a fost eliberat din slujbă, n-a fost marcată de nicio altă activitate mai primordială decât rugăciunea. Asta se poate face oricând. Iar în Noul Testament, amintiți-vă de un Pavel, care în mod repetat în epistole scrie bisericilor și persoanelor individuale pe unde a fost și chiar pe unde n-a fost. Mă rog pentru voi în mod regulat. Și el a provocat pe ceilalți spunându-le, și voi rugați-vă pentru mine, să pot să predic, să fiu eliberat, să vin la voi, să se facă slujba. Faceți în toată vremea, prin Duhul,
tot felul de rugăciuni scrie ale Efesenilor 6:18. Doamne, ajută-ne! Și de asemenea ne putem aminti de viața de rugăciune a Domnului Hristos. Și de asemenea, gândiți-vă, și acum în ceruri mijlocește în chip desăvârșit pentru noi, își desăvârșește lucrarea prin a interveni la Tatăl. Domnul să ne ajute la o îmbunătățire a vieții de rugăciune și la întreaga structură a relației noastre, pentru că rugăciunile care sunt să își primească răspuns. Cât privește cuvântul, vreau să vă spun ce este cuvântul și cum să ne trăim viața prin cuvânt. Am amintit ca idee și acum voi spune mai în profunzime, cuvântul este prezentarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Noi toți suntem pregătiți să viețuim o veșnicie cu Dumnezeu, cu Fiul, cu Duhul Sfânt și îngerii aleși. Și cuvântul ne pregătește, informându-ne și prelucrându-ne în a-L cunoaște pe Dumnezeu și a deveni ca El. Pentru că El este absolutul, desăvârșirea. Nimeni nu L-a văzut pe Tatăl, numai Fiul. Și Fiul ni s-a descoperit și ne-a spus, cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Căci este prezentat în Scripturi Domnul Iisus, dar El a venit să-L prezinte și să-L reprezinte pe Tatăl. Și în final totul va da în mâinile Tatălui. Iată ce spunea Domnul în Ioan capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. De Scripturile nu le abordăm doar ca o metodă pedagogică și ca un curs de instruire pentru veșnicie, ci în primul rând ca o carte care îl prezintă pe Dumnezeu, felul Său de a lucra. Domnul le-a spus lor, voi vreți viața veșnică, da? Și s-a dus unul și altul și a spus învățătorului, ce se fac să capă viața veșnică? Și ei se gândeau la porunci. Și Domnul Hristos vrea să le spună, în spatele poruncilor, uitați-vă la cine le-a dat, ca El trebuie să deveniți. Și atunci nu vă mai fi greu să spuneți, a, poruncile astea obositoare. Voi trebuie să deveniți ca Dumnezeu. El este prezentat în Scriptură. Domnul Hristos, după ce a înviat, cunoașteți evenimentele și ucenicilor, celor 11 și celorlalți în drum spre Emaus, tot asta le spunea. Le prezenta din Scripturi pe Hristosul. Un Dumnezeu bun, jertfitor, un Dumnezeu care a pregătit un plan și îl va finaliza cu mântuirea noastră. Deci, chiar dincolo de oamenii Scripturilor, vedeți-L pe Dumnezeu. Unii s-au încurcat. Și Pavel și Petru i-au blocat definitiv, am zice așa. Când David a zis, nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu despre David e vorba. Deci, în spatele lui David, trebuie să-L vezi, de fapt, pe Mântuitorul, care era sămânța lui David. În spatele unui Iosif generos și un bun patriot pentru neamul său, trebuie să-L vezi pe cel care a răscumpărat tot neamul omenesc. Și tot așa, în spatele unei ucenițe numită Tabita care făcea haine, trebuie să vezi pe unul care ne-a pregătit hainele și ne așteaptă cu ele la poartă. Și noi suntem niște modele umile în miniatură a lui Dumnezeu. De aceea apostolii, când s-au uitat oamenii la ei și a spus, ce minune ați făcut, a spus, nu vă uitați la noi. Noi am făcut în numele Domnului Hristos. El este în noi. Pe El trebuie să-L vedeți. Și Pavel spunea celor din Corint care își luaseră diferite modele și obiective. Noi al lui Pavel, al lui Apolos, al lui Chifa. Eu n-am vrut să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El. Răstigni, Doamne, arată-ne imaginea asta cât mai mare. Și a spunea cineva într-un mod foarte plăcut. N-aș vrea să fiu altceva în viață decât un cui în spatele tabloului Mântuitorului. Nimeni să nu mă vadă, dar să-L pot să ridic atât de sus, încât pe El să-L vadă toți. Asta au făcut cei care au scris Scripturile, au fost mânați de Duhul. Și Duhul nu se prezintă pe sine, nici pe cei care au făcut diferite lucrări,
Și Duhul lui Hristos era în ei și Hristos trebuie văzut. Și când suntem atrași total spre Hristos, El se dă și El deoparte și ne arată pe Dumnezeu Tatăl. Când dumnezeire, fiecare trăiește pentru celălalt, El a trăit pentru noi și când ne va inspira pe deplin și ne vom jertfi unii pentru alții, vom fi buni de duși în rai. Acolo unde fericirea va fi dovedită prin dăruirea reciprocă și prin dragostea aceea care este numai în Dumnezeu, dar prin Duhul El o toarnă în noi. Amin. De asemenea, în Scripturi este prezentat universul și sunt prezentate toate raporturile, toate realitățile. Avem istoria căderii omului, istoria în secvența căderii îngerilor, judecățile. Toată procedura este prezentată ca să știm cum lucrează Dumnezeu. A spus Domnul Iisus ucenicilor, eu v-am făcut prietenii mei și v-am spus tot ce vreau să fac. Eu n-am ținut ascuns de voi. Dumnezeu nu s-a prezentat doar pe sine și noi acum îl urmăm robotic. Și ce va face Dumnezeu? Nu știm. El e mare și face ce vrea, e adevărat. Dar El ne-a prezentat lucrările sale și planul său. Și îmi place foarte mult ce spune Pavel în Fapte 17, în predica sa de la Atena. Cum în câteva cuvinte, cel puțin așa este descris aici, îl prezintă pe Dumnezeu și lucrările sale. 17:24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii și dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să silească să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Observați câtă concentrare este în aceste versete? Este prezentat totul. Dumnezeu, Universul, mântuirea prin Hristos, mandatul uman, șansa noastră de salvare, toate sunt prezentate. Ce valoare este în Scriptură! Și când te uiți, că bine spune Scriptura că înțelepții veacului acestuia au nebunit că nu l-au cunoscut pe Hristos și se învârtesc până când se descompun și devin țărână, fără să dea de capăt relațiilor din Universul acesta. N-au soluția, n-au ideea. Că spune înțeleptul că nebunul caută înțelepciunea la marginea pământului și nu o găsește. Dar pentru cel înțelept, ea este un lucru ușor. Că Dumnezeu ne-a descoperit-o prin Scripturi, slăvit să fie El. Iată ce bogate sunt Scripturile. Cât privește viața trăită prin cuvânt, vreau să înțelegem încă o dată că Scripturile trebuiesc învățate. Scriptura trebuiește citită, studiată și memorată chiar. Am auzit recent despre unii frați chiar din țară sau din altă parte, de acum sau din alte timpuri, cunosc eu personal, care știu cărți întregi pe de rost. Cineva a zis, de ce să înregistrezi Noul Testament pe casete sau pe CD-uri? Poate fi memorat în întregime. Nu poți tot să-l memorezi. Dar versete în șir, și e frumos să știm. Poate n-ai uneori Biblia cu tine. Iar când o ai, învață. Când nu o ai, meditează, memorează. Citesc din Psalmul 119, unde cred că știți că doar câteva din cele 176 de versete nu conțin referința la legea Domnului, la cuvânt. Fie că este numit făgăduință, învățătură, lege, poruncă. 119:47. Mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc. Și eu fac următoarea comparație. Oamenilor le plac glumele uneori, în funcție de cum le este moralul. Și se distrează. Pentru un credincios, versetele trebuie să fie mult mai tare decât glumele, decât un banc. Să te împlinească, să o savurezi. Și Noul Testament, vreau să amintesc ce spune Pavel lui Timotei în întâia sa
Epistola, capitolul 4, versetul 16. Fii cu luarea minte asupra ta însuși, asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Cuvântul acesta pentru cei care slujesc din cuvânt și pentru părinții care își învață copii. Asta le-a spus și în Vechiul Testament. Să nu-ți iasă din minte, ca să le poți transmite copiilor tăi cu pasiune. Asta este superioară obligației și Pavel face diferență. Zice el, am o vie dorință să vă propovăduiesc vouă. Dar la un moment dat zice, chiar dacă o fac de silă, trebuie să o fac. Dar nu-i tot una. Să-ți iubești partenerul de viață sau să spui când întreabă cineva cum este. Trebuie. La fel și în raporturile noastre cu Dumnezeu. Dar chiar de silă, trebuie. Și pentru tot poporul, Iacov 1, ca să nu credă cineva că învățarea ține doar de învățători. Lecția trebuie să o învețe întâi profesorul, dar după aceea și elevii, nu? Cărțile nu sunt făcute numai pentru profesori. Ei au învățat când au făcut ei școală. 1 cu 23. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privire în legea desăvârșită, care este legea slobojeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Căci în 22 scrie de asemenea, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Deci, trebuie să ne urmărim noi pe noi dacă împlinim sau nu împlinim. În împlinirea cuvântului este biruință. Poate nu-ți dai seama uneori de câte te păzește împlinirea cuvântului. De ce ispite te protejează? Împlinind cuvântul, ești invincibil ca Domnul Iisus în fața satanei. Scris este. Împlinind cuvântul, cum i-a spus Dumnezeu lui Iosua, vei zbuti în toate lucrările tale, vei acționa cu înțelepciune. Împlinind cuvântul, vei fi cu adevărat un ucenic și toate se rezolvă. Foarte mulți au înfrângere pentru că nu-l respectă. Ei știu, dar nu urmăresc aplicarea lui. Găsiți dumneavoastră metoda cea mai practică. De exemplu, se predică și oricare dintre noi, cu excepția celor morți, în credință, știe când un cuvânt îi atacă, că nu l-au împlinit. Dar și eu de la amvon vă văd pe unii. Se împlinește psalmul 1. Când l-am atins pe unul și nu-i place, își lasă căpușorul în jos. Notează-ți el cel puțin în minte, măi, asta n-am împlinit. Mă duc acasă, mă uit în Biblie și dacă este așa, mă angajez începând din seara asta să-l împlinesc. Ca și când este la corectarea tezei. Aici am greșit? Păi greșeala asta, nu mai fac altul. Urmărește-te pe tine. Între soț și soție, în familie, se pot face corectări reciproce. Între frați, vegheați unii asupra altora. Frate, vezi că tu ai greșit. Că ai ajuns cu cineva la masă și vezi că el bea vin. Îl sesizezi acolo și după aceea le iei deoparte și îi spui, fratele meu, vinul, mustul și curvia au mințile omului. Nu-i mirare că tu ai probleme în familie dacă tu-ți permiți. Și veți vedea că viața noastră spirituală se reglează. Dacă noi ne urmărim umblând cu oglinda la noi, nu lăsa oglinda numai la biserică. Ține una de buzunar, cum avem Biblie de buzunar. Aici am făcut sau n-am făcut? Și veți vedea ce har va decurge de aici. Pentru că, așa cum spuneam, din cuvânt te vei obișnui să fii ca Domnul. Și în final trebuie să ajungem să fim slăvit să fie El. Vreau să încheiem punctând în final două gânduri. Rugăciunea și cuvântul sunt activitățile fundamentale în procesul mântuirii. Amândouă, inseparabile și aprofundate, nu superficial.
așa au spus apostolii, noi vom stărui necurmat în rugăciune și propovăduirea cuvântului. Și cel de-al doilea gând? Amândouă acestea se desfășoară și în viața adunării în mod colectiv și în mod particular. Nimeni nu va avea o viață de rugăciune completă dacă se roagă numai la biserică sau respectiv dacă se roagă numai acasă. Și nimeni nu se va dezvolta în mod suficient dacă va studia din cuvânt doar acasă, autodidact sau numai cu cărți. Are nevoie și de biserică, la biserică suntem învățați, că noi avem formele noastre și unele lucruri nu le putem primi pe direct și trebuie să fim învățați prin alții. De aceea suntem sfătuiți să nu părăsim adunarea, ci să ne îndemnăm unii pe alții, să veghim unii asupra altora, să ne sprijinim reciproc. Și cu voia Domnului, pe data viitoare, ne vom opri chiar în dreptul formelor în care trebuie să se desfășoare slujirea. Vom aborda atât laturile curente, obișnuite ale lucrării, predicare, cântare, cât și cele de ordin supranatural care vin de la Dumnezeu prin manifestările Spiritului Sfânt. Toate sunt lăsate de Dumnezeu în harul Său ca noi să fim mântuiți în chip desăvârșit. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.